Tot în capitală, la mormântul ostașului necunoscut din parcul Carol I, bucureștenii au participat la o slujbă de pomenire și la o ceremonie militară. Cu prilejul celor 163 de ani de la Unirea Principatelor Române, președintele țării a decorat drapelele de luptă a 3 unități militare. Ceremonia militară de la mormântul ostașului necunoscut din capitală a fost precedată de o slujbă de pomenire pentru făuritorii Unirii Principatelor, săvârșită de un sobor de preoți sub protia părintelui Florin Vlădoiu, șeful secției de asistență religioasă din statul major al apărării naționale. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Au participat președintele României, Klaus Iohannis, prim-ministrul Nicolae Ciucă, alți membri ai guvernului, preasfințitul părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal și alte oficialități. În continuare a avut loc o ceremonie militară în cadrul căreia președintele României a decorat drapelele de luptă ale brigăzii 282 blindată Unirea Principatelor, brigăzii 8 rachete operativ-tactice Alexandru Ioan Cuza și batalionului 284 tancuri Cuza Vodă. Ceremonia s-a încheiat cu depunerea coroanelor de flori la mormântul ostașului necunoscut și defilarea detașamentelor celor 3 unități militare care au primit distincții.